Așa e că nu ai timp. Este alegerea ta dacă acum închizi acest videoclip sau rămâi până la final. Repet, este alegerea ta. Vei vedea până la sfârșit, în schimb, de ce am spus asta. Este adevărat că rămâi a fi victima multiplelor trădări prea des? Asta înseamnă că îți asumi că ești credul, înseamnă că te deschizi oamenilor mult prea ușor. De aceea nu trebuie să te superi pe oameni, ci doar pe tine. Oamenii sunt arhitecții propriului lor destin. Tot ce se întâmplă în viața ta este produsul alegerilor pe care le-ai făcut până la acest moment. Dacă interlocutorul tău este plictisitor, nu ai de ce să te plângi, pentru că tu ai fost cel care i-a permis să-i fure timpul cu discuții inutile. Recunoaște că în această lume continui să greșești, indiferent de nivelul de inteligență și maturitate emoțională pe care l-ai atins. Și ești ok cu asta. Nu te judeca și nu te pedepsi, pentru că în circumstanțele în care funcționăm și ne construim viața, ar fi imposibil să evităm greșelile. Important e să nu te panichezi când le comiți și știi sigur că vei putea trece peste orice obstacol, pentru că ești puternic. Dacă nu ai învățat, în schimb, să-ți manifesti afecțiunea corect, nu poți cere același lucru partenerului tău și mai mult de atât nu-i poți reproșa nimic. În schimb, poți lucra asupra ta. Te poți perfecționa și ulterior cere mai mult de la oamenii care te înconjoară. Trebuie să înveți că nimeni nu este dator nimănui cu nimic. De aceea, poți deveni tu un om mai bun înainte de a-i numi pe ceilalți răi. În timp ce te plângi pe cât ești de nefericit, viața îți trece pe alături. Dar de ce te plângi atât de mult de fapt? Ochii îți văd, urechile îți aud, picioarele îți merg și inima îți bate. Ai tot ce îți trebuie pentru a trăi viața ta de vis, pentru a fi prezent și activ în tot ceea ce se întâmplă cu tine. De aceea am spus la început că este pur și simplu alegerea ta dacă alegi să stai până acum la sfârșit și este tot alegerea ta dacă vrei sau poți să înțelegi ceva din ce am spus. Ceea ce se întâmplă în România acum cu toată clasa politică și nu numai, este alegerea noastră, oameni buni. Hai să ne înțelegem pe noi, pentru că noi suntem oglinda societății și așa cum suntem noi cu adevărat, așa este și întreaga societate. Noi alegem cine să ne conducă și tot noi suntem ăia care acceptăm orice situație. Ți-aș mulțumi dacă ar fi alegerea ta să dai acest videoclip și altora pentru a-i trezi și pe ei puțin și a-i face conștienți că ei aleg.